O nouă noapte de coșmar pentru zeci de familii din Dolj și Mehedinți. Puhoaiele au năvălit din nou peste gospodăriile oamenilor, luând cu ele tot ce au întâlnit în cale. Pompierii au fost nevoiți să intervină pentru a evacua stătenii înconjurați de ape din mai multe comune. Proaspătul premier Marcel Ciolacu a convocat Comitetul Național pentru Situații de Urgență și a anunțat acordarea de ajutoare pentru stătenii din Ighiu, județul Alba, grav încercați de inundațiile de săptămâna trecută. A venit apa, a rupt într-o patru locuri și n-am avut ce să facem decât să scoatem vaca și vițaua, iar porcii încă sunt în apă. Înconjurați de ape, sătenii din Razna, județul Dolj, au făcut ce au putut pentru a-și salva animalele și bunurile. Zeci de oameni au rămas rupți de lume. Este lume izolată, cel puțin 34 de familii care nu pot să iese spre stradă. Aia sunt acolo, nu mai trecur încă. Dacă, Doamne ferește, au nevoie de salvare de pompieri, nu pot ajunge. Cine știe pe unde dau săraci? Ca să o ia ca să prindă. Și în satul Cernătești, puhaiele au adus prăpădul. A fost nevoie de intervenția pompierilor pentru a-i salva pe cei prinși de viituri. Tot în Dolj, la Goiești, apele învolburate ale râului Amaradia au distrus un drum și un pod. Unde e ruptea? Merge acum. Nu, de aici. Se vede așa. Cu casele distruse, în urmă cu doar două nopți, sătenii din Grecești s-au trezit din nou sub ape. E un coșmar care nu se mai termină, spun sătenii. Tot e în creștere. Ploile au făcut ravagii și în localitatea doljeană Sopot. A fost prăpăd, a curs de sus, apă, ploaie de nu știe în ce parte să iei. Am stat toată noaptea, n-am dormit deloc. Păi ne-am pomenit cu apa, a venit peste noi puoi. Au pornit sirenele prima dată. A fost potop și în Mehedinți. Mai multe pârâuri și râuri s-au umplat și au ieșit din matcă. În satul Rincea până și cimitirul a fost acoperit de ape. Am 65 de ani, n-am văzut de când sunt așa ceva. E râul Drincea, dar râul Drincea e la Punghina, nu e pe aici, vine de deversaj, din sus de unde o vezi. E uriașă apa. E uriașă, nu așa, uriașă. Potop. Potop, da. Blocat e tot, da. Am înțeles că a intrat și în case. Și în case, vreau amintea. E rău, e foarte rău. Uite, culpurii, mii de hectare este. Și o face oamenii ăștia, nu știu. Vinte de acolo, de pe câmp. Dar a fost prea repede. A fost potop. Da, da, potop prea repede și apa a luat așa. Așa a venit și în gospodăriile de acolo. E un deal în spatele lor în Drincea și a venit prin spatele gospodăriilor și a luat-o și pe șosea și a venit până la Dejeu. Și un drum județean a fost inundat. Două localități au rămas izolate. Băgați, doamnă, că e groaznic, că mai avea și copii. Nu încercați, ieșiți de aici. Vreți să ajungeți în sat și nu se poate. Nu se poate, uita și este, le-a luat apa, totul au vite animale, le-a luat rulotele, le-a luat... Râul acesta nu l-am văzut niciodată și fac drumul ăsta de atâția ani de zile, atât de umflat, atât de ieșit din matcă. Probleme au fost și pe DN67, între localitățile Florești și Broșteni. La Florești, râul Peșteana s-a umflat și a fost la un pas să iasă din matcă, iar localnicii nu au dormit de teamă ca apele să nu vină peste ei. Veștile nu sunt bune nici pentru următoarele ore. Meteorologii au anunțat coduri galbene și portocalii de instabilitate atmosferică accentuată pentru 27 de județe. Codul galben este valabil până azi la ora 23, iar cel portocaliu până mâine la ora 10.